Bună tuturor și bine ați venit la un nou episod pe canal Investește Simplu. Ei bine, în episodul de astăzi o să ne gândim și o să vedem efectiv de ce scade piața cripto. Și să vedem în mare dacă voi ați vrea să investiți sau nu în piața cripto. Nu știu dacă știți, dar eu sincer nu sunt un adept al investițiilor în cripto, pentru că o să vă explic imediat de ce eu cred că nu trebuie investit în cripto, dar de asemenea cred că se pot face tranzacții pe cripto. O să vedem imediat care sunt diferențele. Unul la mână, vreau să ne gândim puțin la ce ne ajută cripto sau pentru ce a fost el conceput cumva. Unul la mână a fost conceput pentru tranzacții aproape instant, 24 de ore din 24, pentru tranzacții ilegale, da? Și pentru a nu fi centralizată orice tranzacție de cineva, da? Să nu treacă printr-o bancă sau un guvern acea tranzacție, să nu se știe cine ce vrea să facă cu banii aia și de cele mai multe ori, din păcate, a fost folosit pentru tranzacțiile ilegale și tranzacții nu chiar așa ok, să zic. Dar în fine, o să vedem cu timpul ce e acolo. Unul la mână, cripto începe să piardă toate aceste trei valori și anume, tranzacțiile instant, da? Tu poți normal cu un Bitcoin sau cu orice altă criptomonedă prin blockchain să trimiți oriunde în lumea asta și probabil o să ajungă banii în 5 minute maxim, ceva de genul, depinde, da? Dar gândiți-vă ușor-ușor ce fac băncile. Pentru că ușor-ușor toată piața cripto, după mine, după părerea mea, o să fie acaparată de bănci într-un anumit fel. Unul la mână, majoritatea băncilor au implementat treaba asta la ei în sistem. Dacă eu vreau să transfer niște bani și eu, de exemplu, am o bancă, să zicem banca X, și un alt coleg sau o altă persoană căreia eu vreau să-i transfer acei bani, îi exact pe aceeași bancă, da, tot pe banca X, banii o să ajungă instant, indiferent de ora la care se face transferul, da? Dacă nu sunt sume probabil mari, probabil dacă, nu știu, transfer 100.000 de lei, nu știu dacă o să intre instant la persoana cealaltă, da? Deci, cumva, băncile încep să se folosească de avantajele cripto. Bun. După, cripto mai pierde încă o dată o parte din valoarea ei, pentru că ușor-ușor încep să se urmărească toate tranzacțiile, da? Și deja majoritatea oamenilor care le foloseau pentru a face transferuri ilegale, nu o să mai poată ușor-ușor să facă treaba asta, pentru că o să fie 100% cândva urmărite aceste criptouri și nu se vor mai putea face multe lucruri ilegale la ce a fost folosit până acum, da? Deci, tranzacția instant o pierde, ușor-ușor o să piardă și tranzacțiile ilegale, dar oamenii care erau interesați pentru tranzacțiile ilegale și, după cum știți, de obicei, cripto era folosit pentru a nu avea această inflație a banului, da? O bancă și un stat poate să genereze bani ca să dea un împrumut și toate chestiile astea foarte, foarte ușor. Dar cripto normal, teoretic, a fost conceput să nu aibă legătură cu treaba asta și când sunt scăderi de piață sau inflații foarte mari, el să nu fie afectat. Ei bine, uitați că ușor-ușor este afectat de această scădere, da, de această inflație pe care noi o trăim în momentul de față și câteva lucruri despre care eu cred că afectează cripto-ul, mai ales în situații de criză, că teoretic n-ar avea nicio legătură, da, cu bursa normală sau cu inflația, pentru că este un alt lucru în teorie, dar practic se pare că nu, este simplu fapt că ele de fapt nu produc absolut nimic. Și de acolo pleacă cumva scăderea asta acum, pentru că creșterea prețurilor, creșterea inflației și toate lucrurile astea de acum care se întâmplă, majoritatea oamenilor care dețin în momentul de față cripto se folosesc de acei bani pentru a reuși să supraviețuiască sau pentru că găsesc alte oportunități în investiții, gen în acțiuni sau alte lucruri, dar și cumva a scăzut cererea asta de a cumpăra Bitcoin și a cumpăra criptomonede în general. Pentru că trebuie să ne gândim efectiv Bitcoinul ce produce? Vă zic eu, absolut nimic, da? Deci nu are o valoare a lui. Tot timpul Bitcoinul a fost comparat cu aurul, da? Mie cel puțin mi se pare foarte greșit acest lucru, pentru că unul la mână, cripto-ul sau mai ales Bitcoinul se numea aurul digital, în ghilimele. Dar să nu uităm aur de ce a devenit, de fapt, acest simbol al valorii.
Păi unul la mână pentru că este foarte bun, da, conductor electric este foarte, foarte bun, are proprietăți foarte bune ca și metal, da, este foarte rezistent, nu se degradează în timp, da, are niște valori fizice pe care le poți folosi în cazul în care ai nevoie, da, deci aurul nu este doar efectiv o bijuterie care este frumoasă să o ții. Este valoroasă pentru că mai de mult toți banii au fost comparați cu aurul, da? De niciun stat nu avea voie să aibă mai mulți bani, da, efectiv hârtii, decât valoarea aurului pe care ea îl deținea. Bine, asta s-a schimbat în ultimul timp, acum 50 de ani sau ceva de genul, nu știu exact. Și ușor, ușor a crescut inflația, da, se pot genera cât mai mulți bani. Dar dacă cripto nu aduce nici măcar valoarea asta fizică, cu ce ne ajută? Vedem în momentul de față energia electrică s-a scumpit foarte mult, da? Deci o să existe inflație datorită, sau mă rog, creșterea prețurilor datorită creșterea prețului energiei și Bitcoin-ul cu ce ajută? Eu dacă dețin acum Bitcoin-ul, cu ce mă ajută? Cu absolut nimic. Dacă cumpăram, nu știu, un apartament în loc să-mi cumpăr un Bitcoin, în momentul de față totuși aveam un profit. Sau mă rog, aveam un venit pe care mi-l aduce. Ei bine, Bitcoin-ul nu aduce absolut nimic, încă o dată spun. Deci cumva eu sunt împotriva criptourilor pentru că nu le găsesc nicio valoare, pentru că toată lumea zice că vrea să fie o chestie descentralizată, să nu fie controlată de nimeni. Ei bine, nu uitați că odată ce nu există un control, lucrurile pot să iei razna. Ce vreau să zic prin asta? Deci dacă știți, acum ceva timp, un an și ceva, Elon Musk a dat drumul la Bitcoin pentru a achiziționa Tesla, da? Efectiv, de atunci a fost, nu știu, 20 ceva de mii, probabil Bitcoin-ul și s-a dus până la 50 și 60 de mii. Ei bine, după Musk, când a început să scadă, el a vândut absolut tot, da? Și a închis tranzacțiile pentru Tesla cu Bitcoin. De ce a făcut el asta? Pentru că el deja știe că indiferent de ce zice el, are un impact global și multă lume îl ascultă. Îl ia ca pe un om înțelept în momentul de față, fiind probabil unul dintre cei mai înțelepți, în ghilimele, nu neapărat deștepți, ci inovează cele mai multe lucruri la noi în lume și este încă viu, da? Deci lumea ascultă sfaturile lui. Și el a făcut o tonă de bani din treaba asta. Să nu uităm că a cumpărat și Dogecoin, l-a pus efectiv pe Twitter și a scris Doge, și toată lumea a luat-o în asalt, deși Doge era făcut doar la mișto, să facă mișto de criptouri, și el a făcut iarăși o grămadă de bani vânzând foarte sus, o chestie care nu are nicio valoare. Putem compara și NFT-urile aici. Toată lumea era, mamă, ce jmecherie e NFT-ul, da, arta digitală, arta nu știu ce. Nu știu dacă știți, Bieber a cumpărat un NFT, da, Justin Bieber, un NFT de 1,7 milioane de dolari. Ei bine, acum valorează 60 de mii, 60 ceva de mii de dolari, ceea ce este un total fail, da? Toate lucrurile astea care apar noi și de fapt ele nu produc nimic, este doar un simplu schem de termen scurt, să zic, care produce o grămadă de bani pentru anumiți oameni, dar nu pentru toată lumea, da? Și trebuie să avem un pic grijă în zona asta. Ce vreau să mai zic despre criptomonede? Cel mai faimos investitor, și anume Warren Buffett, nu știu dacă știți, dar el cândva a avut un interviu și cineva l-a întrebat dacă crede în cripto și răspunsul lui a fost următorul. Eu aș cumpăra de $1 miliard dacă mi-ai da să cumpăr sau dacă aș fi nevoit să cumpăr. Aș da efectiv $1 miliard pe apartamente, pe real estate, pe terenuri. Dacă mi-ai da să cumpăr afaceri de $1 miliard, aș face niște decizii, m-aș uita peste anumite afaceri și aș cheltui $1 miliard, dar aș fi sigur pe acei bani investiți, că sunt investiți cum trebuie, dar dacă mi-ai da absolut toată moneda cripto, da, gen de la Bitcoin, la Ethereum, la toate astea, n-ar cheltui nici $15. Pentru că el nu vede deloc o valoare în aceste cripto. Și așa sunt și eu, adică în momentele astea de criză aflăm de fapt ce este valoros și ce nu și ce este cu adevărat necesar pentru noi oamenii, da? Și ce ziceam mai înainte, în criptomonede eu sincer n-aș investi deloc niciodată. Dar ce puteți face cu cripto-ul și unde se fac de fapt banii este domeniul tranzacțiilor. Deci cripto-ul nu cred că o să îmbogățească pe nimeni dacă investește.
Dar cred de asemenea că Bitcoin poate îmbogăți foarte multă lume din trading. Dar nu luați prea în extrem, pentru că tot timpul majoritatea cam pierde. Da? Cam tot timpul se întâmplă asta în cripto sau în tranzacții în general. De ce zic asta? Pentru că atunci când, cel puțin eu asta văd, dacă vrei să investești într-un anumit domeniu sau într-o anumită afacere, tu vrei să investești în acel lucru pentru a-ți produce valoare cu timpul. Da? De exemplu, dacă eu cumpăr o fermă, dau un exemplu, mie o să-mi crească, nu știu, depinde ce plantez pe acel pământ, da? O să-mi crească an de an și o să-mi aducă un venit și o valoare adevărată, pe care eu o să o materializez în bani sau în ce o să mai fie pe viitor, ce criptouri sau ce valori digitale o să fie peste 15 ani. Dar pământul și alimentele, în general, tot o să trebuiască să fie crescute și produse, da? De asta zic că investiția în cripto nu aduce niciun beneficiu. Pentru că nu îți produce, de fapt, nicio valoare. Doar atâta că o tranzacționezi. Prin tranzacționare se pot face bani în următorul fel. Tu ești foarte bucuros de cât de mult s-a dus piața cripto în jos și vezi Bitcoin-ul la cât este acum, 16-17 mii de dolari, și tu o să cumperi un Bitcoin cu speranța că altcineva o să fie și mai entuziasmat decât tine peste un an, o să-ți cumpere ție Bitcoin-ul, să zicem, cu 30.000 de dolari, el fiind cu gândul că altcineva la rândul său o să îi cumpere lui Bitcoin-ul cu 80.000 de dolari. Da? Deci toată treaba asta efectiv îți vinde o poveste sau îți vinde o speranță. Da? Pentru că nu îți vinde o valoare. Trebuie să vedem efectiv foarte bine aceste două paralele. Pentru că în investiții, în acțiuni sau oriunde tu cumperi o fabrică sau un serviciu care aduce cu adevărat o valoare. Ei bine, în cripto cumperi un lucru care de fapt teoretic nu există, dar nu este palpabil, deși el există în zona de tech, dar nu produce nicio valoare. Da? Sunt două lucruri foarte, foarte diferite. Și de aceea spun, nu merită să investești în cripto. Dar dacă știi foarte bine să tranzacționezi, poți face averi foarte mari. Dar să nu uităm că tranzacțiile pe termen lung sunt neprofitabile, asta statistic vorbind, pentru că ai șansă din ce în ce mai mare să pierzi. Da? Dar pe când în investiții, cu cât investești mai mult, cu atât ai șanse mai mari să câștigi pe termen lung. Da? Cumva sunt două lucruri total, total diferite. Și chiar sunt curios, dacă vi se pare că ce am spus eu până acum este corect, și dacă nu, vă rog să mă contraziceți în comentarii, sunt foarte, foarte curios să văd și alte păreri despre zona asta cripto, despre zona asta a monedelor digitale, pentru că eu, unul sincer, nu cred într-o monedă digitală deloc. Pentru că, de exemplu, Bitcoin-ul, tu nu-l cumperi pentru Bitcoin, îl cumperi cu speranța, cum am spus, de a-l vinde mai scump, dar tu îl vinzi tot în dolari. Ei bine, până nu se va reglementa cumva treaba asta, să fie bătut în cuie, bă, un Bitcoin este egal cu atât X dolari, nu te ajută cu absolut nimic să deții un Bitcoin deloc. Dar atât cât noi îl comparăm tot cu dolari, toată lumea vrea să cumpere Bitcoin, ca apoi să-l vândă un pic mai scump, să câștige de fapt 8 dolari. Da? Deci, cumva cumperi o doză de plastic, sperând că altcineva chiar are nevoie de acea doză de plastic, să o vinzi mai scump. Da? Deci, sunt două lucruri total diferite. De a investi în cripto, care, sincer, după mine, nu este absolut deloc rentabil, și de a tranzacționa pe cripto, unde ai șanse de câștig. Da? Sunt curios dacă ți-a plăcut acest videoclip și spune-mi părerea ta despre cripto în comentarii. Sunt pregătit să-mi iau un mare hate pe zona asta, dar așa văd eu lucrurile. Nu sunt un consultant financiar, ci efectiv îmi expun părerea pentru că mă uit un pic la ce se întâmplă în lume și cum reacționează anumite lucruri, da? Atât timp cât nu aduce nicio valoare, nu o să cred în nimic. Da, nu o să plătesc 4.000 de dolari pe o geacă, de exemplu, pentru că la fel de bine mă încălzește și o geacă la, eu știu, 40 de dolari. Sau la fel de bine mă protejează de ploaie, da? Trebuie să ne gândim puțin la valoare, nu doar la ideea asta de trend, care efectiv nu ne aduce niciun beneficiu în plus, da? Până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul.